Mioveniul este singurul oraș care a luat măsurile cerute de Ministerul Sănătății contra epidemiei de gripă. După o ședință cu conducerile unităților de învățământ din oraș, Consiliul Local Mioveni a adoptat o hotărâre prin care s-a adoptat un plan de măsuri și modul de acționare. Astfel, în perioada 1-4 februarie, toate spațiile publice din Mioveni, unitățile de învățământ, sălile de sport, mijloacele de transport public și ale elevilor, piața, policlinica, sediul primăriei, vor fi dezinfectate cu soluții aprobate de Ministerul Sănătății. Din acest motiv, creșele și grădințele din Mioveni vor fi închise luni 4 februarie pentru ca soluțiile aplicate să acționeze o zi în plus, sporind astfel eficiența și pentru a asigura un mediu mai sigur pentru copii. În perioada 2-4 februarie 2019, activități de dezinfecție cu scopul de a preîntâmpina extinderea epidemiei de gripă. Aceste activități se vor desfășura în mai multe locații, după primăriei orașului Mioveni, piața Dacia, policlinica Mioveni, cantina socială, centrul de zi pentru copii, centrul cultural Mioveni, 10 servicii edilitare pentru comunitate Mioveni SRL, care va lua toate măsurile ce se impun privind realizarea activităților de dezinfecție în interiorul mijloacelor de transport ale societății, deci pentru cei care au încheiate contracte cu societatea, și toaletele publice de pe raza orașului Mioveni. În perioada 2-4 februarie 2019 se vor închide în vederea realizării activităților de dezinfecție următoarele instituții publice. Grădinițele cu program prelungit de pe raza orașului Mioveni în data de 4 februarie, piața Dacia în data de 3 februarie și toaletele publice în data de 4 februarie 2019. Doamna Hunțanu mi-a dat detalii vis-a-vis de ce nu prisesem eu. Treaba de microbuze, de școlar, de absolut tot. Doamna ne-a mai recomandat locurile de joacă ale copiilor din jurul grădiniței și acolo unde ies. Și la școală și la grădiniță. M-a sunat acum o jumătate de oră. Dom'le, nu uitați de locurile de joacă, unde copiii frecventează. Dacă sunt ale școlii sau grădiniței, sau dacă sunt ale orașului. Adică este tot un loc public, nu să slim copiii. Am luat această hotărâre pentru noi toți, în primul rând, că majoritatea școlilor sunteți în vacanță și am zis că afectăm cât mai puțin. Dar când ne reîntoarcem din vacanță și cel puțin grădinițele, vreau să nu avem probleme. Îi rog pe directori, îi rog pe administratori, îi rog pe asistenți să trateze cu maximă seriozitate. Îi rog pe colegii mei din primărie, de la corpul de control, pe consilier, pe secretar, toată lumea, să dăm atenția maximă, pentru că este mai bine preventiv decât să avem alte probleme. Eu cred că sunteți de acord cu această procedură în perioada următoare. Să ne punem la adăpost, este bine pentru noi și pentru copiii noștri și pentru angajații noștri.